Direcția de asistență socială din Deva pregătește un proiect de hotărâre pentru înființarea Asociației Grup de Acțiune Locală Urban Cetate Deva. Grupul se va constitui prin asocierea dintre Direcția de Asistență Socială și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva și mai mulți parteneri privați. Printre obiectivele principale se numără zonele mărginașe din municipiu prin identificarea și reducerea problemelor privind infrastructura, condițiile de locuire, educația și statutul educațional al adulților, veniturile și cheltuielile din gospodării, ori accesul la servicii publice. Asociația își mai propune dezvoltarea economică a Devei sau creșterea condițiilor de viață ale locuitorilor orașului prin implementarea unor investiții pe fonduri europene. Noua asociație are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunității locale prin promovarea parteneriatului public-privat pentru a soluționa unele probleme comune prin elaborarea și implementarea de proiecte finanțate în special din fonduri nerambursabile. Practic este vizat reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Deva și îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea mediului de viață și dezvoltarea economică a acestor zone. Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Grupului de Acțiune Locală Urban Cetate Deva va fi supus votului consilierilor locali din reședința de județ în ședința ordinară de vineri 24 iunie.